It's on, baby. Se aude? Cred că se aude. Așa, ce să cumpărăm noi pe ce midică asta? Hai să facem un magic stick din prima. Alina e română, acum văd. Nu avem găină, văd, avem găină. Puteți vedea pe strat cum lucrează, mâncând un sandwich cu mozzarella. Te vezi? Da, mă rog, live, local. Și la sfârșit vedem dacă am înregistrat și nu ne-a dat țeapă acest programel. Să verificăm runa. Ce monitor, mă? Nu te mai e nimeni aici. Am putea să dăm un FB sus. Dacă prinde stanul și dacă avansează ei prea mult. Asta e dezavantajul la 3-lane când te duci prea mult pe linie și... Cum ar fi în cazul ăsta, vedeți, a dat înapoi, pentru că nu știe exact ce o să vină aici. Ia să vedem, să se ducă repede să tragă. Da, apucă, sau nu se duce. Nu se duce. Măcar poate o să-i dubleze dacă îi trage acum. Avem un ward aici. O să vedem imediat dacă am trecut eu ca prostul pe lângă ei. Da, cred că am trecut eu ca prostul și nu s-au spawnat. Are boots, o să fie mai greu să-l omorăm pe ăsta. Oare să mă duc mid? Să vedem cum o să trag acum linia lină. Vedele că liciu o să ne mănânce creep, o să luăm puțină experiență, așa în general. Dar dacă face asta boots, odată își dă blink, eu îi dau mai în shell, liciu ăla nu mai scapă. O să fie nevoie să stea să dea nova și dacă ne coordonăm cu Lina cum trebuie, o să poată să-i prinde și stun-ul. Vedeți, el nu e pe linie, eu aștept, sunt level 1, cred că am un pic de experiență, nu știu de unde. Nu, am 0. Apare acolo mai ciudat. De mai merge să tragește așa? Nu. Nu au reparat acest bug. Da, are buți? Așa. Ulu, eu nu mi-am pus astea cum trebuie. Hai mă, i-a dat nova. Am luat experiență pe clipul ăsta, să încercăm să facem niște din noi. Lina a tras. Să punem și noi butoanele. Așa. Cred că o să bag speed a doua ca să pot să-l omor, deși și prima e ok. Și stăm și așteptăm. Viper-ul și-a jos violul, deoarece îl harasează leșrac, care probabil dacă are explozii îl ține cum trebuie în spate, dar și are explozii. Void-ul farmează ce vrea acum, dar și la noi crește magina. Din păcate Void-ul este un counter natural pentru magina, noi ar trebui să... Facem o combinație aici să reușim să-l omorăm. Ia să vedem, omul stă în turn. Și ăștia sunt satiri. O să pot să fac level repede. Se pare că îmi dă un level în plus. Dacă sunt unul, ia să rășim noi că avem catapultă și să ne băgăm în spate. Hai să băgăm un speed.
Go back to horn. Se distrează băieții. Stare, mă. Maschetăm noi. Dacă n-are el. Și ne băgăm în spate la creepy. Trebuie să fim atenți. Să nu vină liciul ăsta să ne facă vreo schemă. Hai, mă, bagă-te. Așa. Ia să vedem dacă îi facem noi un jiggly. Uite că merge pe lângă el. O să se îi mai dau unul că-l prinde el. Noi ar trebui să batem aici. Îl prinde? Da, îl prinde că s-a băgat acolo. Și cred că trebuie să dau un iron shell pe mine. Și acum să luăm turn. Cred că o să putem să luăm și pe al doilea dacă nu vine nimeni. Are Basil, n-are Basil. Vedeți, spam în creepy și o să putem să luăm fără probleme turnul. Dar la următorul val. Mă dumă la fitez în continuare el cu Solomid-ul. Solomid. Să vedem, a dat în mine, unde e marginala. I-am dat speed. Nu trebuie să ne grăbim cu turnul ăsta, deși poate să vină oricine în acest moment. N-am să-i mai dau un speed, că e prea departe. Și vedeți, a venit furionul, acum e nasol pentru că a venit cineva. Dar o să luăm turnul. Ia să vedem, l-am păcălit pe ăla, ne-a dat stun. Dar cât să-l mai păcălim? Că a venit toată hoarda aici. Aș fi putut să dau totuși stick-ul, dar nu cred că mai scăpam. Așa măcar îl păstrez. Dai dezavantajul să pierzi în continuu pe celelalte linii. Nu știu să-mi iau boots, hai să-mi iau boots. Când ești în bază le dai speed, cât timp faci heal. Mai câștigi un pic acolo. Și ar trebui să pușăm în sus ca să putem să luăm turnul, deoarece este pe roșu. Să ne revenim și noi în acest minunat match. Doom. Uitați-vă la el. Quilling Blade și Gloves of Haste. E clar că e un noob. Void jos în curând o să facă Vanguard. Deci Shrakul nu are multă viață, am putea să-l omorâm. Dacă ar aștepta 900. Uite ce se bagă ăsta aici. Ia, oare îi prinde? Nu cred că nu mai prinde, dar trebuie ca să omor în creepy ăștia. Dau viețușcă. N-am regen. O să ne descurcăm fără el. O să dăm pe creepy atunci, ca să putem să împingem. Și cine vine? Cine vine? Este magină. Dacă știam, așteptam să dau pe el. Vai, 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 vai. Hai că l-am prins și pe ăsta. Da, o să moară Lina, din păcate. Așa, și acum o să luăm turnul. Sau nu o să luăm turnul pentru că a venit un hook din Neant. Mamă, cine bate puge ăsta? Cere pe el Facebook. Două mâni și o să-și facă probabil urnă. Și să vedem dacă o să reușească să ia turnul, deoarece e catapultă și... Mamă, cred că o să-i dau ultimate. Ia să vedem dacă îi dă blink-ul când trebuie. Hai cu blink. Una, două, catapultă și foarte bine a luat acolo, dar a reușit să-și scape. Și noi avem destul de mulți bani. Să ne ducem jos sau sus. Sus nu prea mai are la viață cu puci. Putem să pușăm în continuare. Și jos dacă mă duc, nu știu cine vine. În ultima ta de Furion. Oare să fac Manamec? Ar trebui și un Manamec. Dar cred că până atunci am nevoie de un inel să pot să stau pe linie. A venit și Lina. Și ne băgăm să împingem repede, că și aia împing jos. După valul ăsta ne luăm TP.
că fac o combinație cu stanul de lină când e toată lumea, când o să am ăsta maxat. A, dar a venit Magina și nu știu dacă e chiar bine că a venit. O să mă duc să pușesc pe altă linie. Doombringer. Solo mid-easy. Taza a reușit să pună pe el Facebook. Nu știu ce au pe invoit. Headrest pe ăsta. Dacă mă trage ăla, sunt mort. Deși am ceva viață. N-ar trebui să vină Magina asta după mine, chiar dacă am înțeles că putem să facem un combo bun. Poate luăm turnul aici. Cât are neatins turnul ăsta și și-a dat cineva TP, să nu fie pugi, fugim. E reșrac, e și liciu. Să ne ducem sus. Mai să împingem că e tot ce putem face. Ce spărat de Taz. Uite că poate chiar reușește să facă și frag. Mi-ar trebui un Basil să pot să împing linia. Cine e în spate? Eu... E greu să fiu atent și la chat. Trebuie să fiu atent să nu-mi dea puci hook și cum stau eu acum nu stau bine. Arată și clipi. Poate să-mi vină hook-ul și dacă nu. Am mai făcut un pic de level. Să ne dăm back, să ne dăm back. Și trebuie să fac mana mea cu sus, ia cine mi-e de puci, mi-e două. Lejereanu. Și ar trebui să iau și-o puțin damage ca să conteze faptul că am inelul ăla de regen. Cred că n-am decedat. A venit și rahatul ăsta. Dacă aș fi avut un Quilling Blade scăpam aici. Dar din păcate n-am avut. Și Void-ul farmează în continuare, are Persev, dacă nu face Vanguard, băiat deștept. Și prietenul nostru cu Boots fidează în continuare. Mamă, ce să joci. Sorry, ia uite-l pe asta. Cu cine stă nevoie să jucăm? Vreau să cumpăr un ward ca să vedem mid aici ce se întâmplă. Vai, unde mi-am dat TP. Hai, Lina, hai, Lina. Nu-ți fie frică. Hai că-l prind pe ăsta mid. Hai, stai să-mi dai Nova, nu stai să-mi dai Nova, nu stai. Vreau să pun aici un ward. Pugiu e încă pe sus, probabil. Cel mai adecvat ar fi să pun ward-ul aici ca să-l putem vedea și să mergem mai mulți împreună până vedem și noi harta. Pugiu e mid, încere pe el urna. Nasul cu furionul la care poate să împingă ce vrea el. Dacă era și Lina atent, poate îl prindem. Așa am pierdut și farm-ul. O să împing în continuare. Cine poate să vină? 156, 110. Am stick. O să pot să plec dacă mă prinde Furion. Asta dacă nu vine și domnul Leșrac. Încă 400 să pot să fac ceva. Fac level în curând, Liciu e mid, Puciu e tot acolo. Uite cum vine asta, mă, cum vine el. Și Lina n-are mană. Așa că n-avem de ce să țipăm la ea. Midas.
vine Taz. Poate cu Taz fac o combinație. Cine vine spre noi? Pugi. Lici. Are deja Meca. Mamă, ce m-a speriat ăsta. Am crezut că e Furion. Am făcut level, dar încă n-am bani. Să stau la last hit. În timp ce Voidu își face de cap jos. Ideea e că dacă fac și mana mea acolo, să am o șansă să fac ceva. Cine vine încoace? Mai era unul. Dezavantajul să joci fără culori. Să ne batem aici. Lasă mai împingă linia. Și mă duc după. Încă n-am mană. Hai că l-am... Ah, era și Liciu aici. M-a stins. N-am fost atent acolo. Am crezut că am mana și de prima. Și ne mâncăm bătaie în continuare. Au de ce iteme. Eu știu să mă numă 15. Se pierde de obicei când stai de vorbă cu toți rupții. Am băgat acum să nu mai poți să dai live la game. Că prea părăsea lumea și au zis hai să rezolvăm asta dintr-un shot. Dar din păcate o să găsești idios care o să stea AFK. Oare dacă mă duc aici mă bate asta? Nu cred că mă bate, cred că ce mai bine aici fac să farmez. Ia le-au pus, da? L-au pus, da? 1, 2, 3. Ați văzut, trebuie să stau un pic înainte. Și ai totuși să... Au, locul unde ăsta. Reuși să-l fentez nițel, dar dacă n-a venit nimeni cu TP. Imaginați-vă că ar fi venit aici Alina cu un stun. Cred că eu omoram pe amândoi. Acum i-a prins. Dar n-a fost să fie. Da, ea când joci suporter să fie atent, nici măcar n-avea TP. Mai că a pus totuși ceva asta pe el, dar nu se compară cu ce Battle Fury are Void în acest moment. Și nu Void ar fi problema, problema mare e Pugiu ăsta care e mult HP și nu mai poți să-l omori. Are și Four Staff, urnă, tot ce vrea el are. Și a luat-o la turnul. În acest moment putem spune oficial că nu prea mai avem cum să-i batem. Asta dacă nu fac și ei greșeli. Salomon, nu e nicio problemă. Că e tutorial așa. Explic cum pierde. Uite că am reușit să-l salvez și chiar am și făcut, nu? Da? L-a salvat? Nu, a murit până la urmă. Ia-mă-l prin pe ăsta, 1, 2. Hai că l-am omorât plus 500. Oh, ce de bani. Pot să-mi fac și eu acum un item. Ia să băgăm aici. Să farmeze. Oh, cine vine aici? Cine vine este chiar Pugi. Și nici n-am apucat să cumpăr. Incredibil. Oh, oh. Și vina mea pentru că am urcat pe aici. Dacă urcam cu speed, mă duceam să cumpăr repede. Iar n-am bani acum, mai intră pe 120. Și am văzut că vine cineva. It was my mistake. Iată pe dumă asta cum fitează. Sunt curios ce... Cât are? 1 cu 11. Sau la mid. 1 cu 12. În principiu nu trebuie să ne bazăm pe faptul că... are multe deaths-uri. Adică dacă ar fi avut, de exemplu, radianță, din partea mea să tot moar. Ia să vedem. Hai să ne dăm un TP aici. A venit Leshrac. Trebuie să-i dăm un speed și pe ăsta să-l dăm înapoi dacă putem. Și acum să fim atenți la Kirlig. Dacă aș putea să-i dăm un... Ulu. Ulu, ce m-a prins asta aici. Am apucat să-i dau, dar am apucat să-i dau.
pus fuel-ul, nu poate să avanseze prea mult. Să încerc să controlez asta, uite că totuși a intrat până la urmă și vine Doom și a făcut și el al doilea frag într-un final. Vedeți, asta se întâmplă când te chinui pe o linie să faci o combinație. Noi am stat 3 sus împotriva la Leech și ceilalți au luat bătaie mult prea mare. Mă rog, Viber-ul s-a descurcat jos, ați văzut că mai harasa, mai... Adică era normal să pierdă linia. Dar ce s-a întâmplat la mid a fost un dezastru. Doom trebuie pur și simplu să-l leșine pe Pugi în bătaie. Pentru că Pugi are dificultăți să se bată cu eroi de strength. Nu le face suficient damage încât să-i omoare. Și oricum putea să mănânce creep, nici nu trebuia să se bată. M-am cum a prins aici în cupolă pe băieți. Și am venit prea târziu, trebuia să mă duc sus. Goji. Cine bate Goji? Furionul ne împinge sus. Suntem atacați pe toate părțile. Uite, asta vrea să mă mănânce. Are Facebook. Hai dacă avem reacție. Și omul nu vrea. Ah! N-a reușit să-l prind. Și a dat și Force Staff. Am pus aia, dar degeaba. Uite că eu am apucat să-i și trag. La moră până la urmă. Dar, na, suntem prea puțini. Câtă viață mai are ăsta? 100, 200. Ah. Te chinui să joci sus, liniștit, să faci o combinație. Pierde la mijlocul încât să nu mai ai ce să mai faci. Dar, na, asta e. Nu întreba de ce. Mecha, clocă. Uite, stare și are un build cum îmi place mie. Hai, Doom, du-te la bătaie. Arată-le cine ești. Du-te, iau, te-am dat haste. Ia să vezi cum se duce în eu. Se duce să fii des. Vedeți, un bug acum. Oricum, mi-și trebuie să dau click afară. Cât îmi place mie tot a doi. Ăla are Lothar, sau care-i fază? Da, are Lothar. Voi duma... M-a luat în primire. Îl băgăm pe ăsta în înaintare și... Câtă viață are? 1100. Are mai mult ca mine. Dar cred că eu rezist mai mult. Eu te arăt pe Intel. Of... Of, of, ia să nu-l tragem pe ăla de aici. Da, uite că am reușit să-l tragem. Ia dacă te va apuca stumă. Oh, lo! Ce să mai scap? Mă prinde, mă trage, mă. Face ce vrea cu mine. Sunt curva lui. A, și eu sunt 3 cu 9. 2 cu 10, Taz. 2 cu 3, asta, Alina, 2 cu 6. E interesant că... Au avut îl Pugi, 17 cu 1. Pugi care nu e în erau excelent. Ca să vedeți și cum e din perspectiva unui meci în care pierzi, nu trebuie să te enervezi pentru că o să se întâmple de atâtea ori, încă nu are absolut niciun sens. Dar, na. Suportăm, că n-avem ce face. Urmează suferința de la fântână. O să vină peste noi și o să ne arate ca o itemă. Și să vedem dacă o să fie reușită. O să-i trag aici. Uite, am dat pe Lina din greșeală. A reușit să facem și o iluzie de voi. Poate putem să dăm? Da, putem să dăm. Am trimis Void să-l bată pe Void. Ce frumos arată asta. Frumoasă ultimată. Mai mișto decât în 1. A zis să las solo, cum puteam să mă duc eu solo și să vă arăt cum se joacă cu Dark Seer. Mă rog că probabil am fi pierdut oricum la câtă prost joacă. Dar nu. Salut! Salut! Am înțeles. Am
Uite, poate fac și eu acum într-un final maname acolo. Nu, că este aici. Trebuie să ne dăm asta după ce vine el. Îl fentăm aici, fiate. Așa, eram sigur că așa o să gândesc. Nu contează. A, că am reușit să cumpărăm de data asta. Cu voidul ăla e ușor de fentat dacă te gândești cum o să dea. Deci doar să fii atent și când îl vezi că pornește, e chitit să facă chestia aia, schimb direcția și câștigi un pic, mă rog, că te întâlnești cu alți 10. Dar, într-un final, am făcut Arcane Boots. Acesta a fost scopul în acest match, să facem Arcane Boots și să ne uităm la Doom-ul ăsta, cum fidează în contează și la Staff of Wizardy. Fogged. Solo mid-easy, așa a zis la începutul meciului. Trebuie să-i lăsăm să ne dea să putem să jucăm următorul meci, dar... Și acum să vedem dacă o să apuc să-l salvez, măcar pe unul. Uite că o să mă prindă din nou asta, că îi place mult să mă prindă. A reușit să scap. Dacă-l prind. Dacă l-am prins. Olu. Măi, dar de ce dai în mine, măi? Încerca să omorâm și noi pe cineva, dar n-a mers. Asta așa, ca să vedeți, uite, iar e bug-ul ăsta. Nu pot să mă duc în sus. Incredibil. Trebuie să fac așa. Bă, că și-a revenit. Nu înțeleg cum a putut să joace ăștia la International cu astfel de bug-uri. Și sunt mult mai multe, Dana. Ia uite ce glume ți-e făcut. Și asta a fost meciul pe ziua de astăzi. O să încerc să fac altul, dacă nu e altul mai bun, îl postez pe ăsta. Pentru că găsești foarte rar să joci meci.